pentru să se orice lume, ce aș fi domnul și îl șade la dreapta lui Dumnezeu. Deasupra oricărei domnii, deasupra oricărei stăpâniri, slăvit să-i fie numele. Și astăzi și noi suntem mai mult decât biruitori prin același nume care a fost înălțat, Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu. Dar așa să pentru că El a fost un ascultător, spune Filipeni, capitolul 4. Până la moarte, și acolo spune, și încă moarte de cruce, slăvit să fie El. Wow, și noi suntem chemați la aceeași moarte, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. O moarte de cruce. Dar nu să moare poate ființa noastră, pentru că așa cum ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat foarte frumos. Să moară omul nostru cel vechi, răstignit împreună cu Hristos Domnul, și să învieze la o viață nouă prin același Duh care a fost înviat Iisus Hristos. Amin? De aceea aș vrea ca Biserica din Nordul, tu fii om lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu care ești astăzi în casa Lui. Gândește-te la ce trebuie să moară în dreptul tău și în dreptul fiecare dintre noi. Elisei, gândește-te la ce trebuie să moară. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin? Domnul să fie înălțat. Pentru că nu vrem Dumnezeu Israel să fim găsiți ușor în cântarul tău.
grei. Dar, Doamne, ajută-ne să rămânem în Hristos, ajută-ne, Doamne, Dumnezeu Israel, să rămânem în Tine, în vremuri ca acestea. Dar fiecare dintre noi, aleluia, în acest Duh de pocăință, un Duh în care să putem căuta fața Ta, un Duh în care putem să ne putem pleca înaintea Ta, iar Tu să fii înălțat, Domnul oștirilor. Tu ești înălțat, slăvit să fie numele Tău în veci. Dar ce vreau de Dumnezeu lui Israel, ca în această seară să fie înălțat și peste vieții noastre, aleluia, peste inimile noastre, Fiul lui Dumnezeu și nimic străin Dumnezeu oștirilor, să nu fie înălțat, Doamne Dumnezeu lui Israel, în viața noastră, nimic firesc, Doamne Dumnezeu meu, nimic să nu locuiască în noi și tot mai mult pe zi ce trece Dumnezeu lui Israel, cu cât ne apropiem de acea zi măreață în care vom vedea strălucirea feței Tale. Poporul acesta, Doamne Dumnezeu lui Israel, să strălucească, pentru că Tu locuiești în mijlocul nostru, aleluia. Slăviți să fie numele Tău. Haideți să gândim cu toții când ultima oară acest refren, fără instrumente, doar cu vocile noastre. Doamne, să fie înălțat. Să fie